O lege propusă de USR prevede ca primăriile care alocă fonduri pentru activități de sport vor trebui să finanțeze și activități sportive pentru copii și juniori. Inițiativa a fost votată marți în Parlamentul României. Potrivit unui comunicat emis de USR, noua lege prevede că autoritățile locale trebuie să aloce cel puțin 30% din bugetul pentru activități sportive pentru copii și juniori. Fiecare 100 de lei bugetați pentru a susține activitatea sportivă a seniorilor trebuie alocați 30 de lei și pentru segmentul de vârstă 5-18 ani. În România, jumătate din banii publici alocați sportului vine de la bugetele locale, lucru perfect normal. Problema este cum se alocă și cum se cheltuie acești bani, pentru că, în medie, mai puțin de 4% din banii publici alocați sportului merg către susținerea activităților copiilor și juniorilor. Diferența, 96%, merge către echipele de seniori. Proiectul adoptat astăzi de Parlament vizează creșterea cuantumului alocat pentru susținerea activității sportive a copiilor și juniorilor la 30% din totalul bugetului alocat sportului de administrațiile publice. Asta înseamnă că la fiecare 100 de lei bugetați pentru a susține activitatea sportivă a seniorilor, trebuie alocați 30 de lei și pentru segmentul de vârstă 5-18 ani. Asta va însemna în practică salarii decente pentru antrenori, echipamente sportive pentru copii, transport către competiții, chiar o masă caldă și cantonamente. Înseamnă și o șansă pentru comunitățile defavorizate și pentru familiile care nu-și permit să cumpere un echipament sportiv și, per total, înseamnă că baza de selecție să se refacă, a afirmat deputatul USR Tudor Pop, președinte al Comisiei de Sport și Tineret din Camera Deputaților, inițiator al proiectului de lege. Proiectul completează legea educației fizice și a sportului. Din sumele alocate de la bugetul local pentru finanțarea activității sportive, cel puțin 30% trebuie să fie direcționat către programele dedicate copiilor și juniorilor. Consilierul Gabriela Olar, din cadrul Consiliului Local al municipiului Zalău, ne-a declarat cu privire la proiectul legislativ. Este un proiect extrem de bun în condițiile în care în România rata celor care nu practică niciun fel de sport pentru categoria de vârstă 5-14 ani este de aproximativ 50%, iar acest procent crește la 80% pentru tinerii cu vârstele cuprinse între 15 și 24 de ani. Proiectul vine de asemenea în sprijinul concursului a supraponderabilității din rândul tinerilor, în contextul în care un raport a Organizației Mondiale a Sănătății de anul acesta ne spune că aproximativ 30% dintre copii în vârstă, cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani sunt supraponderali în România, în timp ce un procent de 15-20% dintre copii deja sunt obezi. În consecință, consider că este un proiect care va permite tinerilor care nu au posibilități materiale să participe la activități și concursuri și, de asemenea, promove mișcarea în rândul tinerilor. Primăriile vor avea posibilitatea să finanțeze orice ramură sportivă de drept public sau privat, cu o singură condiție: să se afle pe raza unității teritorial-administrative respective. Autoritățile locale vor putea finanța și structurile sportive școlare ce aparțin de unitățile de învățământ din respectivul UAT. În România, rata celor care nu practică nicio formă de sport în segmentul de vârstă 5-14 ani este de 47%. Cifra se află în creștere, ajungând la 79% în segmentul 15-24 de ani. USR și-a propus să vină cu schimbări și va continua să lupte în Parlament, fie că este vorba de liberul acces în curtea școlilor, fie de promovarea și dezvoltarea sportului, se arată în comunicat. Legea vine în sprijinul ordinului dat de ministrul Tineretului și Sportului, care prevede ca minimum 40% din lotul unei echipe în teren să fie români. Prin această inițiativă, USR crește mult posibilitatea cluburilor care cresc copii și juniori de a se finanța, crescând astfel baza de selecție pentru echipele de seniori.